Bună ziua! Astăzi a avut loc ședința Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la politică monetară, în cadrul căreia a fost adoptată următoarea hotărâre. De a menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, la nivelul actual de 6,5% anual. De a menține ratele de dobândă la facilitățile permanente, la nivelul actual de 9,5% și 3,5%. De asemenea, se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovinești, valută liber convertibilă și mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 40% și respectiv 14% din baza de calcul. Decizia a fost luată în baza analizei macroeconomice actualizate și a sumărilor aferente noi runde de prognoză a inflației pe termen mediu. Menținerea ratei de bază la nivelul actual este determinată de condițiile dezinflaționiste care vor persista până la finele anului curent. Astfel, în perioada respectivă, conturând o diminuare continuă a ratei anuale a inflației. Totodată, la începutul anului viitor, traiectoria inflației se va inversa și, conform estimărilor, va crește ca rezultat al bazei joase din anul curent al majorării semnificative a prețurilor internaționale la petrol în ultimele 12 luni, al politicii fiscale stimulative din anul curent și al efectelor secundare a acestora. În același timp, cererea agregată conform prognozii curente va rămâne temperată pentru următoarele 8 trimestre sub influența condițiilor monetare, a politicii fiscale, precum și a factorilor de natură internă și externă. Conform prognozei curente, rata anuală a inflației se va diminua de la nivelul de 3,2% consemnat în luna iunie până la nivelul de circa 2% în medie pentru trimestrul 4 al anului curent. Ulterior, inflația va avea o tendință ascendentă, revenind în interval în prima jumătate a anului viitor și poziționându-se în limita superioară a intervalului de variație Până la finele orizontului de prognoză. Noua rundă de prognoză plasează inflația medie anuală pentru anii 2018 și 2019 la nivelul de 3,2% și respectiv 4,9%. Comparativ cu prognoza anterioară, în prognoza actuală, rata medie anuală a inflației a fost diminuată cu 0,1 puncte procentuale pentru anul curent și menținută la același nivel pentru anul viitor. Analiza macroeconomică, prognoză pe termen mediu a inflației, precum și analiza riscurilor și incertitudinilor aferente a acestora, va fi prezentată în raportul numărul 3 asupra inflației la 3 august curent. Următoarea ședință a Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 4 septembrie 2018 conform calendarului publicat.